Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se retrag marile companii din Ucraina, din Rusia, s-a retras IKEA. S-a retras IKEA? Da. Și rușii au panicat. Asta a fost momentul care, cred că aici, cred că se rupe. Asta a fost. Că până acum nu prea e interesat, dar s-a retras IKEA, am văzut, s-a dat năvală. La IKEA, serios, s-a dat năvală la IKEA, adică nu e nicio glumă. Ieri erau imagini uluitoare. E bătaie pe chifteluțe? Băi, nu știu de ce ei cumpărau tot. Rușii au intrat în IKEA și au cumpărat tot. Erau încărcați pur și simplu și au încărcat cărucioarele alea și stăteau niște cozi de 10 de metri în interiorul magazinului ca să cumpere tot. Ce faci? Cu ce cumpere? Că înțeleg hotdog, dar eu cât să-ți hotdog? Eu când a venit pandemia, da, în România, eu m-am dus la magazinul italienesc și îmi venea să cumpăr tot. Că eu m-am gândit că, știi, că era criza aia puternică în Italia. Da, știu. Și m-am gândit, zic, să vezi că acum câțiva ani, dacă nu așa, nu o să mai avem paste, nu o să mai avem. Și atunci m-am dus și am făcut provizii. Așa și ăștia se gândesc că pleacă IKEA, nu mai revine o vreme. Da, și ai nevoie de pat, multe, da, să la noi, dacă suedezii au fost mai deschiși cu pandemia și că au fost mai libertini din punctul ăsta de vedere, n-am avut grijă cu IKEA, vezi? Da. Dom'le, asta cu... Ăla a fost un moment epocal cu Luca, în momentul în care a venit pandemia și s-a declarat stare de urgență și a fost simțit de panica aia în care lumea cumpăra, în primul rând, hârtie igienică. Și a drojdie. Și drojdie, dar toată lumea făcea pâine acasă. Mai ai paste de atunci? Da. Tu paste ți-ai luat. Dar Luca, dar Luca umbla prin redacție și spunea tuturor, nu o să mai fie paste. Deci asta a fost. O să se termine pastele. Paste, parmezan. Paste, asta Italia o să fie, că acolo a venit, de acolo a venit. Mai țineți-te Lombardia, nu știu ce. Era, da. Nenorocire. Era deci, foame practic, în Lombardia, erau oamenii aia săraci, nu... În Italia, toate pastificio, toate fabricile de paste o să fie închise, pentru că urmea să moară toată lumea și că mureau ea, asta e, da, noi rămâneam fără spaghete și macaroane. Băi, și-a făcut niște stocuri, ți-ai cumpărat paste, făcea. Eu mi-am luat, fii atent, am găsit, au paste, nu știu. Am luat două rafii de paste. Nu, serios? Da. Asta n-ai spus-o. Ba, da, ai zis că ai luat multe, dar n-ai zis că ai luat două. N-am fost așa plastic, dar două rafii sau... E nebunit! Familie, patru persoane, mănânci un pachet odată. Ai mers cu mașina pe partea acasă? Înțeleg că nu numai IKEA s-a retras din Rusia zilele astea. Da, IKEA a fost un moment vizibil, că am râs noi. S-a dat embargo la crembuști și la chifteluțe. Chifteluțele, da. Acum, serios, este lista companiilor este interminabilă. Sunt... Pentru că, în ciuda a ceea ce crede psihopatul de la Kremlin, piticul Bătăuș, cum mi se mai spune mai nou, în ciuda a ceea ce crede el, economia Rusiei este totuși foarte puternic conectată la sistemul economic global. Și acum, în urma sancțiunilor, sunt foarte multe companii se retrag. Și cu unele putem să mai glumim, altele sunt serioase, rău de tot. Adică primele companii, cele mai mari companii de transport maritim, naval de containere, de exemplu, Maersk, cel mai mare transportator mondial de containere, nu mai duce containere în Rusia, în Federația Rusă, în porturile Federației Ruse. Asta este o lovitură teribilă. Și după aia, sigur, pentru Apple fanboys, nu știu cum se zice Apple fanboy în... Rămân fără încărcătoare? Maladieț. Maladieț este, cum se zice, băiat rusește. Bă, nu sunteți pregătiți deloc pentru războiul ăsta care o să vină. Nimic nu știm. Suntem praf, deci ma ceva. Căutăm pe Translate. Pentru Apple fanboys, nu mai Apple Pay, papa Apple, nu mai vinde nimic și nici Google Pay. Nu mai funcționează. Rog, ăștia o să reorienteze și o să scape mai ieftin aici. Zici? Da. Malcic. Malcic? Apple Malcic. Malcic. Mă rog, ceva de Malcic. Adidas. Deci toate trenuri, trenuri. Aici ai lovește, la Abibas. La Abibas, da, tot o să aibă trenuri. Aici, da. Abibas făcute în China. Toate mărcile mari de mașini, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche și Renault. Aici asta cu Renault ne lovește și pe noi cumva. Că fabrica Dacia, după cum ne-a explicat domnul Moise Guran, livrează mult pe piața rusească. Da. Coca-Cola a plecat, papa. Eurovision i-au dat afară de la Eurovision. Eurovision zile de... Fără Coca-Cola se poate trăi, aduți aminte. Înțeleg faci un brief, cor, faci un risca fort. Înțeleg că avem Eurovision la televiziunea română, varianta românească. Da. Finala românească. La noi. Da. Ok. Abia aștept. Am pierdut semifinala despre care lumea a tot vorbit. Aha. Așa că mâine seară... Spotify se închide în Rusia.
Luca, deci cum de am ajuns la Eurovision? Că am pierdut-o, că am pierdut-o în viraj. I-au dat afară. I-au dat afară de la Eurovision. Da. Uite, astea. Și Visa... de la Jocurile Paralimpice, acolo i-au lovit puternic. Da. Nu, le dă voie să concureze, dar fără drapelul Rusiei. Nu, i-au scos de tot. De tot? Da. Păi și-am mai văzut o chestie. Ieri butonând televizorul... Ceea ce mi se pare un pic too much. Că oamenii așa și-au fost loviți de soartă. Exact, cu asta mă gândeam. Apropo de sport, ieri mă uitam, am văzut că e un turneu la Lyon, ceva, de tenis. Da, și erau, ai văzut bine, erau, joacă Sorana azi. Era o jucătoare rusoaică și noi nu-i puneau drapelul. Juca cu elvețiancă, nu mai știu ce meci era. Ok. Da. Și era drapelul Elveției și cel al Rusiei nu era, adică era jucătoare fără drapel. Și am căutat-o după aia să văd dacă e rusoaică. Mi-am imaginat că e o chestiune de genul Google ăsta. Maps acum le face greutăți. Ați văzut ce proteste organizează pe Google Maps? Deci pe Google Maps sunt invitați toți europenii să intre pe Google Maps să caute restaurante populare din Moscova, de exemplu, și să lase o recenzie acolo cu informații reale din Ucraina. Pentru că mediul informațional din Rusia este total cenzurat. Nu mai există niciun fel de voci independente, redacții independente. Acum propaganda rusă este 100% turează toate motoarele și spală pe creier poporul rus în permanență. Adică asta cu asta se ocupă. Gândește-te că avem noi oameni spălați pe creier pe timp de pace. Da. Îți dai seama ce e acolo cu puțină cenzură? Adică nu e mare lucru să-i ții pe oamenii în beznă. Am văzut niște reportaje traduse în, nu știu, rusește, de la televiziunile rusești, ce se difuzează. E, sincer, e ca Orwell. Adică propaganda nazistă 100%. Au creat o altă lume, o altă realitate totalmente paralelă și le toarnă minciunile astea în cap de ani de zile, iar acum au intensificat la roșu, la incandescență propaganda. Este ceva absolut înnebunitor ce se întâmplă. Oamenii ăia au fost închiși într-o țară în care li se servește o altă realitate. Da. Și este înspăimântător, este oribil și înspăimântător ce se întâmplă acolo, îngrozitor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. Blocate pentru ușa, aici o să crească foarte mult.